Slava lui Dumnezeu stai în ascunde a lucrurilor, iar slava împăraților stai în cerceta a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Estera, capitolul 8, versetul 15, până la sfârșit. Mardoheu a ieșit de l'împărat cu o aina împăratească, albastră și albă, cu o mare cunună de aur, și cu de insubtire și de purpură. Cetatea sus striga și se bucuram, Pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. În fiecare ținut și în fiecare cetate, pretutind de a ajungea pe un lui și o lui a fost între iudei bucurie și veselie, ospete și zile de sărbătoare și mulți oameni dintre popoarele țării s facut Uèi quech i a pocase fri de Uèi. Amin. De cha m'mplecat cu achas bracament sta lo ti a lui mar dereu faptul que de faps chinoi. trebuie să cautăm să fim îmbracat cu anumite lucruri invizibile, dar tangibile. Uh, și modul cum suntem îmbracat, asta va face diferență. Însă de multe ori nu suntem conștienți de asta și nu cautăm să fim îmbracați. Nous cautem să avem o coroană, nous cautem să avem o mantau asupra noastră. Și acest lucru se vede prin acțiunile noastre. Acțiunile noastre uh, cumva ne tradează, arată faptul că ori nici nu suntem conștient că există, ori nu știm cât de important sunt aceste lucruri prin simplu fapt că nu le cautăm și nu facem ce trebuie ca să fim îmbracate unde vei ajunge în viața aceasta și în viața, în viacul asta și în viacul viitor, va depinde, va fi direct legat de ceea ce ești îmbracat. Bineînțeles, nu vorbesc de aine tale, care le vezi în oglinda dimineața, dar de acea mantauă, de acea aină de care vei fi îmbracat pentru că ai căutat și ai făcut anumite lucruri foarte specifice ca să fie îmbracat. Domnul Iisus, înainte să înceapă um, lucrarea lui, a cautat sau a așteptat momentul când a fost îmbracat. S-a dus în pusie 40 de zile, Che qu'un cent to èra un bracat sa do condus de doul lui domnezio plin de doul lui domnezzio qu'un cent to è un bracat que putèra doul lui'ra conscient de as apre fap to que dequídè l'a un mandat introsagoga carta e che se duuche les salles chiziche doul do nu li este peste mine èra consstient acum sent un bracat a. Se vor întâmpla anumite lucruri din cauza faptul că sunt bracat. Tot așa, și noi trebuie să înțelegem anumite lucruri, um, de exemplu, unele lucruri nu se întâmplă nu pentru că Dumnezeu nu vrea sau nu mai este interesat. Se întâmplă pentru... Nu se întâmplă prin simplu fapt că acele lucruri se întâmplă doar când oamenii sunt îmbrăcați cu ceva. Ia, dacă cei uh, care trebuia să fie îmbrăcați nu sunt îmbrăcați, nu se întâmplă, nu se întâmplă. Domnul Iisus până nu a fost îmbrăcat, nu s-a întâmplat anumite lucruri în viața lui. Și, și e foarte important să, să știm acest adevăr. Ne va ajuta să nu fim... Uh, frustrat și supărat pe Dumnezeu de A, Doamne, de ce nu faci asta? A, Doamne, de ce nu faci asta? Nu. Când înțelegi că stai puțin, chiar și în viața lui Isus, ca Dumnezeu să înceapă să facă anumite lucruri, trebuia să fie El îmbracat într-un anumit fel. Și noi nu vrem să fim îmbracat sau nu facem ce trebuie ca să fim. Și apoi să ne așteptăm că să se întâmple acele lucruri. E o problemă cu modul nostru de a gândi și nu suntem uh, nici sinceri cu noi, nici corect cu Dumnezeu. Uh, este foarte important cu ce ești îmbrăcat. Și e foarte important să fii conștient cu ce ești îmbrăcat. Și să cauți, pentru că despre aici a lui Marduhiu, se descrie mai multe, sunt mai multe lucruri care descrie îmbracamintea lui. Nu are doar mantaua. Ai să, mai citesc textul. A ieșit de l cu o haină împăratească, albastră și albă. Deja se vorbește de două culori. fața această haină, o mare cu nuna de aur, o mantie de insubțire de, uh, și de purpură. detir un meèg d’enlement carefachch embracament a lui mar de Hewach. la fèche spiritual e este un amèsè devè elemente care fac un bracara spiritual a Union. Car aò m mai nomè statura spiritual a la Union. nu nu e ceva mai important decât asta în uh, sensul uh, cum să se zic uh, când e vorba să ne urcăm pe cântarul spiritual ca să zic așa unul a fost cântaret și s-a spus ai fost găsit ușor uh, ce cântarește greu va fi cu ce suntem îmbrăcat. De aceea, aș vrea să ai această lumină. Când nu te rogi, pentru tine nu te rogi. Mai întâi, când te rogi, pentru tine te rogi. Când aplici anumite discipline spirituale, pentru tine faci asta. Trebuie să fii conștient. Tu construiești îmbracamentea ta spirituală. Deci, ceea ce faci tu sau ceea ce nu faci, mai întâi uh, tu te vei lipsi sau tu vei beneficia de ceea ce faci. Uh, dar Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți și să facem lucruri încât să beneficiem și apoi alți cei din jurul nostru Vont bénéficier de fab tout le cas ce thème embracade mode de ce bit. Quand le mardeau a, a fausse embracade à ça, nous, ça a beaucoup de droits de l'homme, de la chèse l'eau, elle euh, aussi, d'un peu pour, ça a beaucoup de sans vécilité, pendant qu'il y a la fausse embracade à ça. Elle garantit sur le point de vue spirituel qu'elle prin Harul lui Dumnezeu, dar apoi și prin conștientizarea la ceea ce suntem chemat. Suntem îmbracat, nu, buc nu ne bucurăm doar noi, e încep să existe strigăte de bucurie în jurul nostru pentru că am fost îmbracat cu puterea Duhului. Pentru că am fost îmbracat cu lucru care vin din cer. Și atunci, începe o anumită sărbătoare în jurul nostru. Gândește-te la Domnul Iisus, când a fost îmbracat, pentru că a fost îmbracat cum era îmbracat, mergea din loc în loc și unde se ducea era bucurie, ospete. Gândește-te, de exemplu, la o vadvă care merge și, sau o care merge și îngroape fiul Domnului Iisus o prește cortejul și aduce la viață fiul era sărbătoare și bucurie. În viață e și în viață familie. Și unde Domnul Iisus e libera și vindeca oamenii. Sărbătoare și bucurie. De ce? Îmbracarea spirituală. Îmbracarea spirituală. Mă opresc aici. Dumnezeu să te cuinteze, și Dumnezeu să ne da înțelepciune, să cautăm să fim oameni și să facem ce trebuie. Pentru că nu bineînțeles, nu se întâmplă așa automat. Să facem ce trebuie, să facem ca să fim îmbrăcat corespondător. Atunci în jurul nostru o să fie bucurie, oaspetă, nu oaspetă, oaspetă, ești care invite, oaspetă, mă las de la oaspetă, mă referam. Și uneori, un -un de fapt, putem ști ce purtăm cu adevărat prin impactul, prin ce se întâmplă în jurul nostru unde trece. Oare tristețe se schimbă în bucurie? Oare plânsul se schimbă în ospețe? Ce se întâmplă unde trecem noi? Totul e vorba de îmbrăcăminte. Când îmbrăcăminte este corespunzătoare, chiar când nu o să te gândești unde o să treci, o să se întâmple anumite lucruri. Pentru că Domnul Iisus a fost îmbrăcat cum era îmbrăcat, chiar când nu no se gândea, când acea femeie a atins haina lui, s-a întâmplat ceva fericit pentru ea. Asta sunt lucrurile de sus, lucruri prețioase.